Cine cheltuie cei mai mulți bani pe lucruri care nu sunt necesare? Gata, vă dau o întrebare, da. Voi răspundeți, mama răspunde. Eu răspund pe vârând, pe dânșă, în ap, în capul, în ap. 2000 years later. Salutare, lumea, eu sunt Mihai, a.k.a. Hugo, iar astăzi am pregătit un nou vlog. Astăzi sunt alături de sora mea, Alexandra, și de mama mea, Lilia, și o să facem un challenge care se numește Sibling Challenge. În ce constă? E foarte simplu, avem o listă de 13 întrebări. Tata va da întrebările. După culise. După culise. Iar pe cine consideră mama întrebările? Răspunsurile la întrebări, mama. Da, mama ne bagă cu capul în apă, așa că hai să nu ne rungem mult și să începem. Tata, prima întrebare. Cine e cel mai lenos? De ce slenos? De ce consider că slenos? Până te scol din pat, ești foarte lenos. Okay. Cine e favoritul copil? Nu există copii favoriți, arme favoriți. Cine are camera mai dezordonată? Și eu. Cine are gusturi mai bune la haine? Ambi au gusturi bune la haine. Cine e cel mai sensibil și mai repede se supără? Așa, yes, yes. Cine e copilul rebel? Și eu, s-a dat mai mult jelui. Care are cele mai bune note la școală? Cine e cel mai amuzant și glumeț? Mulțumesc! Da, știți de tot? Cine cheltuie cei mai mulți bani pe lucruri care nu sunt necesare? Cheltuie cel mai mulți bani, Mihai, și pe lucruri care nu sunt necesare, tot cheltuie. Serios? Cine crezi că o să aibă primul copil? Cred că cine crezi că are cele mai bune gusturi la muzică? Asta și-o fost. Cine e mai bun la TikTok-uri? Cine crezi că a primit mai multă bătaie la tata? Ciocolata, tati, nu primești bătaie. Cine știe cum să-l convingă mai bine pe tata mai repede? Cine mai mulți bani poate să scoată din tata? Ai vârcat! Cine crezi că are sau a avut iubit sau iubită? Aici. Cine își dezvăluie secretele sub presiunea tatei mai repede? Da, ce dai zis la tatei? Stai, eu nu dezvăluie secretele, ție ți le spun pentru că doresc. Da, corect. Tu mie mi le spui. Corect. Și nu sub presiune, dar sub prietenie. Corect. Că suntem nu atât relație tată-fiu, cât suntem și prieteni. Cui îi place cel mai tare shoppingul? E drept. E drept. Nu prea place shoppingul. Alexandra, nu este bine. Dar depinde, dar depinde de care. Shoppingul în general. Cu tot shoppingul. Și la alimentare, și la haine, la tot. Cine profită mai mult de bunătatea mamei? Eu? Da, ce eu? De atâta! Te prind iubesc! Ce eu tot? Ok, lume, deci cam ăsta a fost vlogul pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe și să lăsați un comentariu. Dacă doriți partea a doua din acest vlog, de asemenea lăsați un comentariu cu doresc partea a doua. Astăzi alături de mine a fost sora mea Alexandra, mama și tata în backstage. Eu am fost Mihai, iar noi ne vedem data viitoare. Peace!